Moartea tatălui său a avut un impact major în ceea ce îl privește pe Lino Golden. A fost momentul care i-a schimbat viața și perspectivele, căci a aflat de tragedie într-o perioadă în care nu se aștepta să se întâmple acest lucru, printr-un singur apel telefonic, pe care nu crede că îl va uita vreodată. Lino Golden a declarat că a fost sunat de o persoană apropiată familiei sale, a misterizat tot. Știind că este într-o stare foarte proastă fizică și de sănătate, nu că mă așteptam, că era în semicontrol cu starea, dar am crezut, da. M-a ajutat Alex cu șoferul lui de atunci să mă duc până la Brașov, în ziua aia. Tatăl meu era încă la morgă. Nu puteam să-l văd. M-am dus în apartamentul unde stăteam, cu unchii, cu mama mea și eu încercam să par bărbat. Nu am schițat nimic, a declarat Lino Golden. Lino Golden a trecut prin clipe grele la înmormântarea tatălui său. I s-a făcut rău și a fost la un pas să leșine de 3 ori la înmormântare. Lino Golden a acceptat cu greu faptul că tatăl său a încetat din viață. Cred că era să leșin de 3 ori. Dar în ziua aceea am încercat să fiu bărbat pentru mama mea. Nu sunt singurul care a pățit asta. Cred că e o normalitate pe care o simți ca băiat. Dacă pățești o chestie de genul, cred că îți vine un instinct de la sine să-ți protejezi aproapele mai sensibil ca tine. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.